La concursul de handbal din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, competiție prinsă în calendarul Inspectoratului Școlar, profesorul Gheorghe Oprescu s-a prezentat în concurs cu două echipe, cea a fetelor de la școala din Schitu Golești și cea de băieți de la școala din satul Lăzărești. Chiar dacă nu s-au calificat pentru finala zonei Mușcel, cele două echipe au avut prestații bune. Fetele au ocupat locul 2 în grupă, iar băieții locul 2 în clasamentul final. Peste toate acestea, însă, supărarea profesorului Oprescu a fost legată de faptul că, pentru această competiție, conducerea școlii nu i-a pus la dispoziție microbuzul școlar pentru transportul elevilor, fiind nevoit să apeleze la ajutorul celor de la Berevești. Reprezint Schitul Golești, participăm la Olimpiada Sportului Școlar, faza pe cer pedagogic zona sud, unde participăm cu echipa de fete și cu echipa de băieți. Atmosfera este foarte frumoasă, vreau să-mi exprim o nemulțumire în legătură cu faptul că am trebuit să venim cu microbuzul școlar de la Comuna Berevoiești, care au avut bunăvoință și ne-au primit, întrucât nici directorul școlii noastre de la Schit și nici primarul comunei nu a binevoit să ne dea mașina microbuzul școlar pentru transport. Au motivat în vreun fel? Au motivat că trebuie să facem cerere cu o lună de zile înainte de competiție, ceea ce nu se poate, pentru că pot interveni schimbări atât în planificarea competiției, cât și privind jucătorii dacă sunt validați, dacă pot să participe. Și ca atare a trebuit să luăm copii de la din satul Furnicoș și din satul Schitul Golești, foarte greu ne deplasăm la sala de la Stâlpe, deoarece în comuna Schitul Golești nu există sală de sport. De asemenea, sâmbătă viitoare la Nămăiești avem tot Olimpiada Sportului Școlar la basket, atât fete cât și băieții. Nici acolo nu primim mașina, nu știu cu cine vom deplasa, pentru că copiii au dreptul să participe la aceste olimpiade care sunt organizate pentru ei. La solicitarea postului nostru de televiziune, profesoara Luminița Manole, directorul școlii din Schitul Golești, răspunde acuzațiilor și spune că de vină ar fi chiar profesorul Oprescu, pentru că acesta a întârziat să facă cererea de transport. Domnul profesor Oprescu Gheorghe, la ora, pentru orele dumnealui care le desfășoară în școala noastră, dorește să desfășoare și diverse activități în afara programului extrașcolar, acestea fiind competițiile școlare din calendarul sportiv. Pentru a participa la aceste competiții, dumnealui a fost informat în scris despre hotărârea Consiliului de Administrație în care trebuie să prezinte o anumită documentație înainte de a merge la concurs, adică un tabel cu elevii, avizul medicului și, pe lângă acestea, acordul părinților. La concursul din decembrie la care dumnealui a prezentat această documentație, i s-a aprobat deplasarea cu microbuzul școlar, dar de data aceasta nu s-a conformat hotărârii Consiliului de Administrație, drept pentru care dumnealui nu a primit aprobare de a se deplasa cu microbuzul școlar la competiție. Contactat a fost și primarul comunei Schitul Golești, Marcel Palaghiu, cel care, la rândul său, a spus că nu a primit de la școală nicio solicitare pentru a permite deplasarea microbuzului școlar în weekend.